După această explicație perfect coerentă, să primim un fost voievod pe scena noastră. Nu, n-ați ghicit, nu este Ion Iliescu. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze puternice în platoul la umor pe Mircea cel Bătrân. Cam turcească medievală asta. Cam turcească medievală. M-am lovit la ceas de seară cu un vis straniu, dragii mei. Eram sufocat de auriști, PSD-i și PNL-i. Scuturau găleți și pixuri, erau toți puși pe scandal. Se deosebeau doar după simbolul electoral. Lingăi și discipol ai securității încă vii, îmi întunecau pământul și la munte și în câmpii. Bravo. Iată, vin un soi de membru cu un afiș în vârf de băț, râde ticălos la mine și mă întreabă cu dispreț: ce vrei tu? Eu, bună pace. Și de nou fi cu bănat la prezidențiale. Vreau să fiu și eu candidat. A început pe loc să râde, chiar că nu vreau să vă spun. Au crezut că Stiliescu. Nu! Sunt Mircea! Tot bătrân. Măria ta, bine ai venit la Ai Umor! La un semn deschisă-i calea și se apropie de mine oamenii modești și simpli a poporului mulțime. Tu ești Mircea. Da, electorate, am venit să candidez. Dar dacă vă plac ăștia, promis să nu vă mai stresez. Spun și arăt cu degetul către un politician care în momentul acela cobora dintr-un merțan. Îi pognea pielea pe gușe și cea de pe portofel. Habar n-am din ce partid. Știm că toate sunt la fel. Zice: Mircea președinte, e puțin cam depășit. Nu trăim în evul mediu. Viața s-a mai liniștit. Poate că nu vezi prea bine de circumferința burții. Dar jumate din români au WC-ul în fundul curții. Sunt copii desculți pe stradă. Evul mediu încă-i bine. Nu s-a terminat la ei. Sper să termine la tine. A mai fost un Mircea aproape președinte. Sigur. Aproape. O noapte. E sărac poporul, dar nu înseamnă că e nărod. Știu că sunt un bătrân simplu, după vorbă, după port, dar gata, candidez. Chiar nu pot să-i mai suport. Ce mă recomandă, întrebați? Vocea și talentul. Eu îmi știu, electoratul știu la cine am lipici. Nu la cei de pe TikTok, ci la generația bunici. Clocotește noi patriotismul. Auzim tot ce se întâmplă, chiar de ne culcăm de vreme. Auzim și prin perete când și cum vecina geme. Când simțim că ajunge țara prăfuită, ordinară, ne doare sufletul, genunchiul și puțin zona lombară. S-a terminat, hoților, cu gluma. Suntem puși pe fapte. Să ieșim bătrâni în stradă, să-i zdrobim pe inamici. Poate nu avem viteză, da, dar ne trezim la 5. Intrăm peste parlament, cu 100 năvălim apoi cu 1000, aruncăm în ei proteza, mușcăm din ei cu gingia, îi cotonogim cu bastonul plosca, ținem drept cascuți, nu plecăm acasă până nu terminăm ce am început. Hai, copii,
Așa e viața astăzi, trebuie să votați. Oamenii care există, voi sunteți sacrificați. Să votați cu cap, că viața asta în curând e efemeră. Pentru unii bătrâni, ăsta e ultimul vot din carieră. Știu că zice lumea dimineața prin tramvaie, te așteaptă moartea pe acasă, băi, tataie! Și el fuge să o prindă, merge într-un fel la sigur. Și când a ajuns acasă, nu e nimeni. E tot singur. Dacă într-o zi te saturi să tot vezi oameni cu pile, ești la vot și strigă-ți ura. Ai curajul, măi copile. Fă curat în jurul tău, scăpați odată de hoți. Și nu vă mai urâți atâta, fiindcă oameni suntem toți.